Sunt tot mai mulți agenți economici care lasă gunoiul la întâmplare sau pe lângă containerele amplasate în cartierele din Slatina. Potrivit legii, ei sunt obligați să aibă un contract cu firma de salubritate, dar și pubele pentru depozitarea gunoiului. Dacă spațiul nu le permite amplasarea de sisteme proprii de colectare, atunci trebuie să plieze cartoanele și să le arunce în containere, nu să le abandoneze cu tot cu gunoi pe lângă ele. Pentru a-i depista pe cei care nu respectă aceste reguli, poliția locală Slatina a organizat zeci de acțiuni. Lucru care s-a concretizat în depistarea a cel puțin 17 agenți economici care din 32 verificați, agenți economici care nu aveau contacte încheiate cu operatorul local de salubrizare, motiv pentru care au fost obligați la încheierea acestor contracte, iar 5 dintre ei au fost sancționați contravenționat pentru faptul că au refuzat în mod constant să încheie contracte de preluare a deșeurilor prin operatorul de salubrizare local. Locuitorii din oraș s-au obișnuit cu imaginea în care dimineața se trezesc cu munții de gunoaie aparținând micilor comercianți. Proprietarii de societăți au anumite strategii prin care își aruncă gunoiul pentru a nu fi depistați. Nu-i văd că agenții economici, pentru că îi aruncă noaptea, pun pe oamenii străzii, se le arunce pentru o cafea, pentru un suc ce le dă și uitați dimineața până la ora 10 când vin vieți oameni de la salubriți sau de unde sunt și strâng gunoiul. Păcat de vecinii care stau aici cu mirosul, mai ales la vară. Eu vă spun cinstit, de fiecare dată eu am pus imagini să vadă. Uitați și dumneavoastră dacă sunt ceva de la locatarii din aceste blocuri. Sunt numai la comercianți. Da, se întâmplă. De văzut i-ați văzut sau doar gunoiul care le aparține? M-am văzut că aruncă, dar gunoiul da. Am văzut și la noi în cartier, am văzut cutii, dar nu am văzut persoanele direct aruncându-le, înțelegeți? Dar așa se practică la noi. Lucru mare e că am văzut de multe ori până, mai sunt câțiva metri până la tomberon și lasă gunoiul în loc să se ducă, sau chiar acolo, de ce nu l-a aruncat jos? Deci nu suntem civilizați și cu asta spune tot. În continuare, agenții locali vor fi cu ochii pe cei care nu păstrează orașul curat. Pe lângă patrule sunt și camerele de supraveghere, care îi ajută să-i identifice oamenii care ignoră regulile bunului simț. OLTV derulează o campanie de conștientizare a locuitorilor orașului pentru a reduce cantitatea de gunoi din jurul containerelor. Vă așteptăm și pe dumneavoastră să vă alăturați acestui demers și să trimiteți imagini cu cetățeni care aruncă gunoi la voia întâmplării.